Este o veste tristă pentru lumea showbizului internațional. Tony Knight, cunoscut și sub numele de Douglas Stener, a fost un comediant și antrenor de câini apreciat, care a pierdut viața într-un accident tragic la vârsta de doar 54 de ani. Incidentul a avut loc la festivalul Rock and Cars din Lavor, Franța, când o ramură a căzut peste el și peste alți participanți. În timp ce Douglas Stener se distra cu amicii săi, la un moment dat, o ramură mare s-a desprins dintr-un copac și a căzut peste el și alți șase participanți. În urma acestui incident, comediantul britanic Tony Knight și-a pierdut viața, iar alte patru persoane au fost rănite și au fost transportate de urgență la spital. Vestea morții comicului britanic a căzut ca un trăsnet peste familia și prietenii săi cărora nu le vine să creadă că acesta nu mai este în viață. Aceștia spun că englezul tocmai terminase de plătit o casă în apropiere de comuna franceză Boa Lac, acolo unde plănuia să se retragă alături de iubita lui de origine australiancă. Sincere condoleanțe familiei!